aștept și eu primul om din audiență. Gata, a intrat. Super. Bun găsit. Seară magică, seară frumoasă. Seară bună. Ia să mai modificăm un pic aici, să vedem dacă e bine să mai ridicăm puțin. Aha, parcă e mai bine așa. Așa e. Seară magică. Aha. Cred că e bine așa. Așa, Alexandra, Elena. Elena, noi ne întâlnim și la Balcovita dimineața, la prima oră la răsărit. Tu ești și acum aici? Da, ia să vedem. Simona, capitan, la fel, ne întâlnim dimineața la Balcovita, la răsăritul soarelui. Lăcrămioara, de asemenea, ne întâlnim la răsăritul soarelui. Cine mai vine la Balcovita? Ia să vedem de aici. Seară minunată. Gina, Florentina, Corina, Irina, Tudora, Elena, Alexandra. E perfect, da, e ok, vă mulțumesc. Adică se vede bine, se aude bine. Felicia, Raluca. Mulțumesc frumos tuturor că sunteți prezenți aici. Mi-am făcut posibil să am și un ceas. Adică mă dau puțin pe spate așa, uitați-vă la mine. Și mă uit și văd tocmai în partea cealaltă a casei unde este un ceas agățat la bucătărie. Pentru că știți voi bine că eu nu am ceas. Dar nu umblu cu ceasul la mână. Mariana, Lăcrămioara, începem ziua bine. Într-adevăr, cine vine dimineața la Balcovita pe profilul meu, începe ziua foarte bine. La răsăritul soarelui. Da? În timp ce te pregătești, nu știu, bei cafeaua, te îmbraci în casă sau mergi la serviciu, pe drum. Poți să asculti emisiunea și, spre deosebire de ce se aude aici, salvarea asta sau poliția, dimineața nu se aude nimic, că suntem în parcul Văcărești. Ok, mai sunt câteva momente să ne mai strângem. Pentru astăzi am pregătit lecția a patra, și anume legile programării mentale. Sau legile minții, spuneți-i când doriți, legile programării mentale. Este foarte, foarte frumoasă această lecție. Să știți că m-am pregătit, uitați-vă, da? Am de, să vă zic, 4 pagini. Mi-am luat căști special ca să te ascult în drum spre muncă. Foarte bine. Ok, dar sper să nu mă treci la plată, da? Dacă le-ai luat special să mă asculti pe mine, sper să nu mă treci și la plată. Ok. Cum au fost până acum primele 3 lecții? Vă rog frumos să înscrieți aici în câteva cuvinte sau într-un cuvânt cum au fost primele 3 lecții. Sau dacă vreți să înscrieți ce ați învățat sau cu ce ați rămas după aceste lecții. Mă aștept să dați inimioare, mă aștept să dați fluturași, bastonașe, cruciulițe. Da? Ce vreți voi acolo doar să reacționați, să nu intrați așa și să stați atârnând la live. Că nu vrem asta, vrem să fiți activi. Ne place să fim activi și implicați. O să discutăm despre legile minții în contextul reprogramării mentale pentru bunăstare, pentru că știți bine că aceasta este a patra lecție MBTS, adică manifestă buna ta stare din seria de lecții manifestă buna ta stare, lecții pe care, după cum vedeți, le acordăm în exclusivitate membrilor acestui grup. O să rog frumos pe Anca să mai dea aprobare acolo pe grup. Eu mai devreme am mai dat la vreo 20 de persoane aprobare. S-ar putea să, în ultima clipă să mai fi venit câteva persoane. Sunt curios câte persoane noi avem în seara asta aici. Dacă e cineva nou și vrea să spună eu sunt nou, eu sunt nou-nouț, să fie amabil și să se facă vizibil, cunoscut, să știm că este nou-nouț. Jenny spune, am înțeles cât de important sunt pașii în programare și în reprogramare. Mulțumesc, Jenny. Altcineva, multe lucruri noi am învățat, zice Simona Capitan. Da, în rest, oamenii ne salută și foarte frumos, suntem oameni bine crescuți aici, ne salutăm. Seară cu făină tuturor. Uite, seară făină tuturor sau faină. Faină, da? Faină, ok. Nu e cu făină. Bun.
Am glumit. V-am pregătit pentru seara aceasta 8 legi. 8 legile minții. Acum, ele pot fi făcute mai puține sau pot fi făcute chiar mai multe. Ia să vedem ce zice aici. Flaviu Seiche, azi învățăm de la fratele Cristi Lazar și el profesor de educație fizică și sport. Te rog frumos, suntem profesori cu 3 specializări. Educație, fizică și sport. 3 specializări, da? Așa mă laud eu că sunt profesor cu 3 specializări. Andreea Samson, ne-am văzut de dimineață la Balcovita, bravo! Excelent, mă bucur! Dragul meu Bogdan, să trăiești, ce faci? Tot în Tasos, că ultimele dăți tot în Tasos. Am auzit că se cheamă județul Tasos, am auzit cum zicea unii, că s-au mutat toți românii acolo, județul Tasos. Bun, foarte bine. Dragii mei, înainte să începem, vreau să vă fac atenție asupra unor lucruri. Pentru că foarte mulți dintre voi invitați oameni pe grupul Testează Bunăstarea. Știți că am creat un grup special, Anca a avut o idee formidabilă, să creăm un grup limitat în timp, ca existență, în care grup să le dăm voie oamenilor să testeze bunăstarea. Oamenii care pur și simplu vor să știe, bă, cu ce se ocupă oamenii ăștia și despre ce e vorba în workshop-ul ăsta manifestă buna ta stare. E, o parte din acest workshop este într-un fel o parte, este expus în acest grup și va fi sub formă de exerciții, de lecții pe care o să le facem pe parcursul a 8 zile. De săptămâna viitoare va fi disponibilă deja o primă lecție, ca să zic așa, o meditație. Deci de săptămâna viitoare va fi disponibilă o meditație complet gratuit și în exclusivitate în acel grup. Este o meditație alta decât cea pe care o au, de exemplu, relaxarea adâncă, pe care o știu absolvenții de manifestă buna ta stare. Este o meditație cu totul nouă și foarte frumoasă pe care Anca a pregătit-o și o oferă gratuit doar în acel grup și doar persoanelor care sunt interesate de manifestă buna ta stare, să-și manifeste buna stare, să testeze bunăstarea prin antrenamentul mental, prin reprogramarea mentală. Ce am observat este că foarte mulți dintre voi propuneți oameni în acel grup. Vă rog frumos, dacă propuneți acești oameni în acel grup, e ok, e bine să faceți asta. Spuneți-le că i-ați propus și că trebuie să răspundă la 3 întrebări. Credeți-ne, avem sute de propuneri, sute, ascultați-mă, hei, sute de propuneri de oameni care atârnă acolo și nu răspund la nicio întrebare și nu putem să dăm drumul la oamenii aia acolo în grup, pentru că ei nu răspund la întrebare, semn că ei nu știu despre acea propunere, semn că ei nu sunt interesați. Spuneți-le, bă, vezi că te-am propus undeva acolo într-un grup cu bunăstarea, mai vrei să-ți fie bine, mai vrei să scapi de problemele alea, mai vrei să te reglezi cu banii sau nu știu de ce credeți voi că e bine să-i propuneți pe oamenii aia. Pentru ce-i propuneți pe oamenii aia, spuneți-le, măi oameni buni, v-am propus acolo. Trebuie să răspundeți la 3 întrebări. E un grup gratuit cu niște lecții despre bunăstare. Vrei sau nu vrei? Vrei? Da? Pentru că nu dăm drumul la nimeni care nu răspunde la cele 3 întrebări. M-am făcut înțeles? Să-mi scrie cineva aici dacă s-a înțeles cum dăm drumul omului în Testează Bunăstarea, în grupul ăla. Vă rog să scrieți aici, dar doar o persoană să scrie, dar voi nu știți care e persoana care o să scrie. Bun. Încă un răspuns la niște întrebări. O întrebare pe care ne adresează lumea. Dar dacă nu pot să particip la cele 8 zile de lecții, pentru că pe data de 15 august începe seria de 8 lecții și ține până pe data de 22. Deci între 15 august și 22 august avem 8 zile cu 8 lecții. Da? Gratuit și doar în acel grup pentru cei care vor să testeze bunăstarea. Ok. Bun. Programul celor 8 zile, 8 lecții este, atenție, flexibil. Vor fi 20 de minute de dimineață, o lecție înregistrată de tip teoretic, pe care puteți să o asimilați pe parcursul zilei sau în timp ce vă duceți la muncă sau într-o pauză la serviciu sau când vreți voi
pe parcursul zilei este teoria, iar seara ar fi indicat să fiți prezenți seara 20 de minute, între ora probabil 8 și 9, 9, între 9 și, între 9 și 9, da? În jur de ora 9, mi se suflă din regie, da? Seara să fiți prezenți la practica acelei zile. Deci dimineața teorie și pe parcursul zilei ca să vă pregătiți pentru practică, iar seara exercițiu de practică, care poate fi, e un exercițiu practic, da? Și deci este un program flexibil. Evident că el rămâne pe grup și în caz că cineva, nu știu, ratează o zi, bine ar fi să nu se întâmple, dar se poate întâmpla asta, noi vom mai lăsa 2-3 zile grupul după ce terminăm cele 8 lecții și pe data de 26, dacă nu mă înșel, vom șterge grupul, da? Închidem grupul definitiv. Așadar, programul celor 8 zile este flexibil. Săptămâna viitoare, vă spuneam, o să apară prima lecție, da? De o meditație de antrenament mental pentru reprogramarea pentru bunăstare. Salutăm și regia, zice Irina Florea. Da, regia e aici lângă mine cu ochii, pe bine, să fac treaba bine, da? Ok? Și nu numai, vrea să învețe, că așa face tot timpul, stă lângă mine să învețe, da? Altceva, m-am săturat cât învață. Regia aici, femeia asta cu din regie, îmbrățișăm și regia. Ok, foarte important, fiți atenți, ascultați-mă. Foarte important, doar și numai pentru cei din grup testează bunăstarea, ascultați, doar și numai pentru ei, în exclusivitate, avem cadouri și promoții. Vă place asta? Doar pentru cei aflați în grup. Acum, cei care ați absolvit... Iubita, eu spun că oamenilor... Nu, hai să termin ideea. Cei care ați absolvit manifestă buna ta stare, faceți tot posibil să fiți și voi în acel grup. Dar hai să vă mai spun încă o dată. Regina, măi, nu regia. Bogdan Novac, ci că pupăm regina, nu regia. Bravo, să trăiești. Iubita, te rog frumos. Iubita. Așa, cu prietenul meu Bogdan așa vorbim. Iubita, te rog frumos, iubita. Ok, deci, cei care ați absolvit manifestă buna ta stare și vreți să fiți în acel grup, este suficient să vă manifestați bunăstarea și să recomandați o persoană nouă. Cum vom ști noi că ați recomandat o persoană nouă? Păi persoana nouă va zice acolo într-una dintre întrebări cine a recomandat-o. E foarte simplu. Deci este extrem de simplu. Așa că voi cei care îi recomandați pe alții, nu mai bine ar fi să-i spuneți, bă, intră tu în grupul ăla și scrie că eu te-am recomandat. Și în felul ăsta intri și tu în grup. Decât să dai 200 sau 20 de propuneri, mai bine le spui, alo, Sanda, Silvia, Georgeta, Costele, vezi, intră acolo și scrie că eu te-am recomandat ca să pot și eu să intru. E despre bunăstare și-s multe cadouri și promoții și vreau și eu să fiu acolo că eu am absolvit asta și în felul ăsta îi faci și pe ei curioși și o să vrea și ei. V-am vândut un pont, deja lecția 4 s-a terminat. Bine? V-am învățat cum să faceți să fiți în grup și cum să intre 4 sau 5 sau 8. Bravo! Eu așa am răspuns, am scris cine m-a recomandat. Bravo, Emilia, îți mulțumesc frumos! Deci, doar în acest grup există cadourile și promoțiile. Bun, este vremea să începem lecțiile. Sunteți gata? Cine este gata să primească lecția a patra? Și acum, înainte să încep, vreau să mă întristez puțin. Bineînțeles că e dramatic, voi juca puțin teatru. Să mă întristez puțin pentru că la mine sunt doar 108 oameni. De ce la tine au fost 150 și la mine 108? Pe mine nu mă iubește lumea. Nu mă iubește lumea pe mine. Numai pe tine te iubește. Gabriela Pricop zice că a răspuns la cele 3 întrebări și ți s-a dat aprobarea, înseamnă că o să ți se dea aprobare. Da? Deci sunteți gata. Bun. Pe mine nu mă iubește lumea. La mine intră doar 106 oameni. Au și plecat 2 din aia 108. Gata. 106, dar buni. Nu 150 ca ai tăi care n-au fost buni.
Da? Deci ai mei 106 sunt buni. Nu, regina e aici, îi spun. Regia. Ba nu, regina. Ok? Bun. Gata, dragii mei. Noi aici suntem trei. Mulțumesc, Eugen. Te iubesc, fratele meu. Ce tare. Zâmbește, Cristi. E bine așa, dragă Maria. De fapt, Doina, am înțeles. Dar de ce ți-ai scris Maria AV și pe tine te cheamă Doina? Sau te cheamă Maria și zici Doina? Nu știu. 116 deja. Bun. Dragii mei, hai, în timp ce voi numărați pe ea, eu să mă prefac că vă citesc lecție și voi vă prefaceți că mă ascultați, bine? Și iată, una dintre legile bonus ale minții. Eu mă prefac că vă spun ceva nou și voi vă prefaceți că învățați, bine? Și să știi că a te preface îți ajută mintea și se duce în direcția în care tu vrei să o conduci. Toți te admirăm. Mulțumesc frumos, Viorica. În regulă. Deci, vom discuta despre aceste legi ale... Deci, mulțumesc, Maria, Doina. Deci, vom discuta despre aceste legi ale minții sau legi ale programării mentale. Tot aia e, dacă e să o luăm așa, că sunt legile minții și cu mintea programăm, da? În contextul reprogramării mentale pentru bunăstare. Cu alte cuvinte, voi face trimitere tot timpul către acest workshop formidabil de 2 zile, workshopul de reprogramare mentală care are loc în data de 3-4 septembrie 2022. Un workshop de 2 zile, noi îl facem doar de 3 ori sau de 4 ori pe an, cred că de 3 ori sau de 4 ori, nu știu dacă mai avem până la sfârșitul anului, încă unul, trebuie să mă uit pe calendar, în care oamenii intră, imaginați-vă că intră ca într-un proces tehnologic, intră pe bandă, între ghilimele, printr-o parte, da? Și intră în acest proces tehnologic, workshop-ul de 2 zile, și când ies pe partea cealaltă, ies de 1 milion de ori mai bun decât erau, da? Total schimbați și cu o capacitate fabuloasă de a manifesta bună starea sau starea bună. Nu ne referim aici doar la bani, ci ne referim la tot ce înseamnă existența omului, pe toate planurile sale, relații, parte financiară, carieră, sănătate, emoții, spirit, tot ce înseamnă omul. Bun. Avem programe care funcționează și nici măcar nu știm despre aceste programe care sunt. Da? Nu știm despre ele, nu știm de când sunt programele astea funcționale, nu știm care sunt aceste programe funcționale, cum s-au instalat, cum le protejăm, pentru că știi, avem convingeri și noi ne apărăm modul nostru de a fi. Cum le întărim? Noi nu cunoaștem lucrurile astea. Această lecție pe care o predăm acum și am început să citesc ca să fiu în timp util, da? Aduce lumină pe necesitatea înțelegerii acestei legi, acestor legi ale minții. În cadrul unui proces de reprogramare mentală, cunoașterea este putere. Rețineți și știți deja. Cunoașterea, iar au plecat 4, au fost 116 și acum sunt 113. A mai venit una pe zi. Vrei să-mi zici ceva? Vreau să scriu legea 1. Legea 1? A, imediat. Regina e pregătită în regia, este pregătită să scrie. Aplicarea cunoașterii este putere nemărginită. Poți să notezi deja, da? Cunoașterea este putere, aplicarea cunoașterii, practica este putere nemărginită. Bine? Așadar, este bine să cunoști aceste legi. Eu te-aș sfătui să iei ceva de notat și să fii pregătit, dar este infinit de puternic să le respecti și să te reprogramezi în raport cu ele, adică cunoscându-le și aplicându-le. Așadar, 8 legi ale minții tale. Da? 1. Legea acțiunii și reacțiunii, a cauzei și a efectului. E simplu, există peste tot și există și în cadrul minții. Gândurile tale afectează toate funcțiile corpului tău. Am să repet. Gândurile tale afectează toate funcțiile corpului tău, legea acțiunii și reacțiunii sau a cauzei și efectului. Furia, îngrijorarea, anxietatea, frica, toate de genul ăsta, știți bine că duc la încordarea corpului. De ce? Pentru că se secretă hormoni și neurosubstanțe și așa mai departe, în principal să zicem cortizolul și adrenalina. Deci gânduri
de ordin negativ, așa cum le cunoaștem noi, te duc la cortizol și adrenalină, care se absorb în organism și dau corpului o stare de tensiune. Emoțiile puternice asociate unor idei, gânduri, da, idei sau gânduri, trimit aceste idei și gânduri direct în subconștient. Da? Cu alte cuvinte, către ceea ce numesc oamenii de știință din domeniu, mintea sentimentelor. Deci există o minte a sentimentelor. Repet, emoțiile puternice asociate unor idei, gânduri, duc aceste idei și gânduri direct în subconștient. Cu alte cuvinte, dacă ai o emoție puternică, într-un moment anume, se face un scurt circuit cu conștientul și se duce totul în subconștient. Atenție la filme, atenție la jocuri, atenție la cum ne programăm cu aceste emoții. Cauza devine efect, care devine cauză, care are un efect. Noi funcționăm pe baza unor circuite ca un fel de... circuit, ce se mai... E un circuit închis. O cauză, un gând, are un efect. Efectul trimite... devine o cauză și trimite la creier din nou, unde la creier are un efect și se secretă același tip de gând și același timp de hormoni care se duc în corp și determină aceeași stare, care trimit același impuls la creier, care trimit, da? Nu spirale, cicluri, nu spirale, Narcisa, ciclu, e un cerc practic, da? Și acest cerc poate fi întrerupt doar la nivel de, e un ciclu automat, un program, doar la nivel de minte. E, și pentru a rupe aceste cercuri sau a întrerupe aceste tipare, și ne referim aici evident la tiparele care ne blochează sau care ne opresc din buna noastră stare, da? Vorbim de o anumită stare pe care tu trebuie să o creezi și pe care trebuie să o induci minții tale. Și aici vorbim de... o tehnologie a minții, dacă vrei, hipnoza, autohipnoza, autosugestia, cu care noi vom lucra, care sunt ca niște unelte, pentru a șterge și a înlocui aceste programe, aceste cicluri. Cu alte cuvinte, vom folosi în workshop-ul Manifestă Bunata Stare exerciții de tip hipnoză, autosugestie, cu ajutorul cărora întrerupem aceste circuite, blocaje, putem să le spunem, sau programe nebenefice ale unei stări mai rele, nu mai bune, și le înlocuim cu o stare bună. Inclusiv regresie și progresie. Inclusiv regresie și progresie. Ni se șoptește în cască. Aveam și eu scris aici, dar dacă ni s-a șoptit, o să zicem că regia ne-a spus să zicem regresie Regina. Și progresie. Regina, pardon. Bun. Vină mă și tu aici. Nu vrea. Ok. Sunt supravegheat. N-am nicio șansă. Doar dimineața când plec pe câmp, atunci sunt sigur și pot să zic ce vreau. E în cancelarie cu mine. Concluzia este următoarea și închidem cu prima lege și trecem la a doua. Concluzia este că manifestă buna ta stare cuprinde exerciții de hipnoză și autosugestie, de regresie și progresie pentru înlocuirea programelor care se opun bunei stări. Ați scris concluzia? Deci o să vă chemăm, să vă invităm în grupul Testează Bunăstarea ca să testați deja, să vedeți dacă funcționează, și în grupul acela la final o să vă invităm la workshop. O să vă chemăm la workshop, veniți la workshop. Dar până atunci puteți să testați complet gratuit. A doua lege. Ești atentă, Regina? A doua lege. Da? Legea așteptărilor. Legea așteptărilor. În această lege, da? Creierul și sistemul nervos răspund la limbajul minții. Care credeți voi că este limbajul minții? Ia să vedem cine știe, cine știe. Legea așteptărilor. Nu e asta? Asta este. Așa am denumit-o eu. Și eu cum o scriu? Legea așteptărilor. Nu vreau să numesc legea așteptărilor, vreau să scriu ce constă. În ce constă? Creierul și sistemul nervos răspunde la limbajul minții. Cineva a îndrăznit aici Narcisa gânduri? Nu, limbajul minții este imaginația, imaginile, gândurile au în spatele lor imagini întotdeauna. Deci creierul și sistemul nervos răspunde la limbajul minții, care este imaginea.
Imaginile mentale devin pentru mintea noastră, pentru centrul nostru de comandă, devin un proiect în lucru. Deci în momentul în care noi proiectăm imagini, gândurile înseamnă imagini. Când proiectăm acest... Ia, gândește-te tu la un gând. Deci gândește-te tu la un gând și spune-mi gândul ăla cum poți să-l descrii. Gândul ăla o să-l descrii cu imagini. Da? Ei, aceste imagini devin un proiect deja în lucru pentru subconștient. Subconștientul face tot ce știe el mai bine și e dotat de natură ca să îndeplinească aceste proiecte. Practic este un... subconștientul este un motor gigant automat de realizarea proiectelor. Și când noi susținem în mintea noastră imagini, e subconștientul nostru preia aceste imagini și face tot ce știe el și e înzestrat de natură ca să transforme aceste imagini în realitate. Și acum tu știi, dacă ai gânduri bune, înseamnă că ai proiecte bune, înseamnă că ai rezultate bune. Dacă ai gânduri rele, ai proiecte rele și ai rezultate rele. Spuneți-mi voi acum, dar nu trebuie să-mi răspundeți aici, gândiți-vă cum e lumea din jurul nostru. Ce fel de gânduri și tipare mentale au cei mai mulți oameni zi de zi? Evident, de îngrijorare, de teamă, de spaimă și așa mai departe, de anxietate. Și de aceea și rezultatele sunt pe măsură. De ce ți-e frică de aia nu scapi? Știți? Asta se deja se... s-a demonstrat științific și este de fapt corolarul, dacă vreți, a ceea ce am spus până acum. De ce ți-e frică de aia nu scapi? De ce? Pentru că întipărești o imagine în mintea ta care devine un proiect în lucru. La fel, la ce te aștepți se întâmplă. Știți cum zic oamenii de știință, că așteptările se întâmplă, iar popular se zice că de ce ți-e frică de aia nu scapi. Bun, așteptarea mentală pozitivă este o atitudine. Deci ce încerc să vă spun acum? Că oamenii care vor să se antreneze mental, încep să-și construiască cu atitudine, prin voință proprie, prin conștiință, prin conștiență, o atitudine mentală pozitivă. Atitudinea asta mentală pozitivă sau așteptarea mentală pozitivă este o stare de a fi. Această stare de a fi duce la un proiect continuu în mintea ta de viață bună. Pentru că tu ai așteptare bună în permanență. Da? E bun. Ce facem noi prin hipnoză, autohipnoză, prin regresie, progresie și prin tot ce facem la Manifestă Buna Ta Stare? Da? Folosim aceste instrumente, asta e o concluzie, la Manifestă Buna Ta Stare, lucrând cu aceste unelte, hipnoză, autohipnoză, autosugestie, regresie, progresie, pentru crearea unei așteptări mentale pozitive care să rămână. Și pentru asta avem pregătit pentru cei care devin absolvenții workshopului, avem un exercițiu de follow-up care durează 49 de zile. În aceste 49 de zile tu întărești ceea ce ai făcut la workshop, deci workshopul nu e numai 2 zile, este de fapt 49 de zile. Iar acum am venit cu 8 zile înainte. Noi o să vă cerem niște bani chipurile pe 2 zile, dar voi de fapt participați 8 zile înainte la workshop. Aveți 4 lecții gratuite, 6 lecții gratuite aici. 8 zile de exerciții, 2 zile de workshop intensiv și alte 49 de zile. Și pentru asta o să cerem niște bănuți atâtica și oamenii o să zică și imediat o să vorbesc și despre legea asta, o să zică n-am bani, n-am timp, nu pot, nu e de mine. Lasă-mă că pot eu și fără workshop-ul ăsta. Serios, tocmai vorbim de ceva extrem de bogat în informații, extrem de bogat în exerciții, da? Pentru reprogramarea mentală, pentru bunăstare. Bun. Legea conflictului. A treia lege. Legea conflictului. Sunteți atenți, da? Am vorbit de legea 1. Legea acțiunii și reacțiunii, a cauzei și efectului. Legea așteptărilor, legea a doua. Și a treia lege, legea conflictului. Imaginația este mai puternică decât logica. Imaginația este mai puternică decât logica. Gândirea logică, rațională, este întotdeauna înfrântă de imaginație. Ascultați. Gândirea logică, rațională, de aceea fac oamenii atâtea lucruri fără logică. E logic să nu mănânci nu știu ce, să nu bei nu știu ce, să nu faci nu știu cum, să nu spui nu știu ce. Și totuși, dacă e logic, de ce oamenii
să nu faci aia, de ce oamenii fac lucrurile? Da? De ce? Pentru că sunt mânați de imaginație. Da? Dovada este lumea în care trăim. Vedeți și voi, e cu sus în jos. Deși nu e normal nu știu ce, nu e normal să fie gunoi pe stradă, e gunoi pe stradă. Nu e normal, nu e logic. Da? Ok. Oamenii fac lucruri ilogice, obiceiuri, acțiuni, reacții, comportamente, superstiții, lăcomie, etc., etc., etc. Ok? Orice idee însoțită de emoții puternice, de exemplu frica, ura, dragostea, credințele politice, religioase, de regulă nu poate fi schimbată prin intervenția rațiunii. Acesta a fost un citat din Charles Tibbetts, unul din marii profesori, fondatori, dacă vreți, ai ceea ce înseamnă hipnoza și autohipnoza, da? Charles Tibbetts, mai puțin cunoscut, el a fost mai mult profesor pentru cei care sunt foarte cunoscuți astăzi. Deci, am să repet, Charles Tibbetts spunea, orice idee însoțită de emoții puternice, de exemplu, frică, ură, dragoste, credințe politice, religioase, de regulă nu poate fi schimbată prin intervenția rațiunii. De aceea le atât de greu oamenilor să se lase defumat, de exemplu, prin voință sau de mâncat dulciuri. Auzi? Ăștia care vă luați de fumători, dar cu ciocolata cum stați, mamă? Cum stați cu ciocolata? Vă spun eu cum stați cu ciocolata. E mai rău decât cu fumatul, da? Ok? E mai rău decât cu fumatul. Ok? Bun. Dar cum stați cu uitatul la televizor, a? Că eu știu că acum voi stați, eu vă și știu, 127 dintre voi, 100 sunteți cu noi la televizor, și cu noi chipurile la mine. Și voi credeți că, da? Ar fi bine să fiți mai atenți la televizor și mai puțin atenți la mine, dar să mă dați tare și pe mine ca să vă intre direct în subconștient ce vă zic eu aici. Bun, pentru că așa se face programarea prin defocalizare. Ok, deci, logica împotriva imaginației, războiul între logică și imaginație duce la câștigul, la victoria imaginației. Exemplu, poate știți și voi exemplul ăsta. Fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți, ascultați. Da, vă cred că nu deschideți, vă cred. Avem o bârnă, o bârnă, o scândură, o bârnă de, nu știu, 10 cm lățime. Și punem bârna asta pe două scaune. Două scaune, da? La un metru de pământ, să zicem, o jumătate de metru de pământ. Cine are 2 metri lungime sau 5 metri lungime, da? 5 metri, adică 6 pași, 7 pași. Ascultați-mă. Cine trece pe bârna asta, așezată pe două scaune, la jumătate de metru înălțime, primește 10.000 de euro. Cine vrea 10.000 de euro? Cine ar trece pe bârnă pentru 10.000 de euro? Există riscul să cazi de la jumătate de metru. 10.000 de euro, cine vrea? Da? Cine vrea? Ziceți acolo, eu trec. Dar fiți sincer, eu mă bag, eu vreau să trec pentru 10.000 de euro. Da, eu mă uit la tine la TV, mișto. Deci ce zic eu acum, de fapt se aude la voi mai târziu. Iuliana. Iuliana spune că ea trece pentru 10.000 de euro. Eu vreau, zice Sorina. Eu, zice Corina. 30.000 de euro. Nu mă uit la TV de 4 ani, Ioana. Eu trec, Elena. 50.000 de euro. Eu mă bag, 60.000 de euro. 70.000 de euro. 80.000. Eugen, Alexandra. Lăcrămioara, eu 80. Bun, gata, deja trebuie să vă dau 100.000 de euro. Acum, același exemplu, da? Continuăm exemplu. Ascultați. Aceeași bârnă, da, o urcăm la înălțimea, nu știu, etajul 10 e bine? Etajul 10? Hai să zicem etajul 10. Ai 10.000 de euro să treci pe aceeași bârnă pe care ai trecut la jumătate de metru, dar la etajul 10. Cine se bagă? Ia să vedem. Fără să fi legat, fără nimic. Ai de mers 6 pași între două puncte pe o bârnă de 10 cm la etajul 10, adică la, nu știu, 20 de metri înălțime. Cine se bagă? Ai 10.000 de euro.
Eu vă spun că nu se mai bagă oamenii. Da? Sorina, uite, zice că ea nu se mai bagă. Păi de ce nu te mai bagi? Că e tot o bârnă de... e aceeași bârnă pe care ai mers mai devreme. Și știi de ce nu te bagi? Cu ochii închiși trece Eugen. Și iei și banii celorlalți, da? Nu mă bag, nu merită. De ce? De ce spui asta? Pentru că te supui legii conflictului. Și în legea conflictului spune așa, că logica, da? Mihai Chelcea a început să răspunzi ca un inginer. 6 metri nu e mult, depinde. Mai pune 1000, genul ăsta. Dar când te afli acolo, imaginația ta o să-ți spună dacă tu treci sau nu. Unii nu, exact, riscul e altul. Dar tu gândești logic. Dar de fapt dacă eu îți arăt 100.000 de euro, s-ar putea să începi să zici, mă, aș vrea totuși să trec. E, în legea conflictului, nu e adevărat. Doar cine n-are frică de înălțime. Nici măcar. În imaginația ta, da, și s-ar putea să ai dreptate, cine n-are frică de înălțime. E doar un exemplu. Luați-o așa, că exemplele sunt mai aplicate în viața de zi cu zi. De ce atunci când e logic să nu facem ceva, totuși facem, reacționăm într-un anume fel? De ce reacționăm cum nu ne place? Băi, era logic să tac din gură să nu spun asta. Pentru că imaginația ta, subconștientul tău a fost mai puternic. Da? Asta vreau să spun, că imaginația este limbajul subconștientului. Este întotdeauna mai puternică decât voința. Concluzia este că la Manifestă Buna Ta Stare, la workshop, o să lucrăm direct în subconștient, cu imaginația. Deci, practic, reproiectăm starea bună sau buna stare. Reușesc să mă fac înțeles? Deci o să lucrăm nu cu logica și rațiunea, bineînțeles că totul este dezvoltat logic și rațional în workshop, dar o să lucrăm direct în subconștient. Legea numărul 4. Regina, legea numărul 4. Legea numărul 4 este legea singularității sau a opoziției. Legea singularității sau opoziției. Ideile opuse nu pot coexista în același moment unic în minte. Ideile opuse nu pot coexista în același moment în mintea ta. Poți să afirmi ceva, dar în fapt să faci altceva. Într-un fel, e un fel de legea integrității, dacă pot să o numesc așa. Tu poți să spui, dar eu nu mănânc mult. Ciugulesc. Tu nu mănânci mult, într-adevăr, dar toată ziua ciugulești ceva. Știi ce zic? Tu nu mănânci mult. Niciodată nu mănânci mult, dar toată ziua ciugulești. Ronțe. Și tu, în fapt, în mintea ta, tu spui că tu nu mănânci mult, nu știi de ce te îngrași, nu înțelegi asta. Am luat asta cu un obicei comun, da? Eu nu fumez mult, eu nu mănânc mult, eu abia dacă mănânc o prăjiturică. Dar tu, de fapt, ciugulești tot timpul. Mănânci mult. Deci tu gândești ceva, dar faci altceva. Conștientul tău spune ceva, recunoaște ceva, dar subconștientul tău acționează altfel, diferit. Concluzia este, la Manifestă Buna Ta Stare vom aduce congruență între conștient și subconștient. Vom regla lucrurile prin exerciții clare între conștient și subconștient. Înțelegeți cât e de important asta? Pentru că foarte mulți dintre noi ne, așa zis, mințim că ne e bine, că facem, că dregem, că avem, că suntem și de fapt acționăm exact invers. Tu, într-o stare conștientă, spui sunt bine și pe dedesubt, din subconștient, ești într-o stare de teamă, de anxietate, acționezi ca un om vinovat, care se simte apăsat. Mă reușesc să mă fac înțeles? Sper că da. Legea numărul 5. Cine vrea legea numărul 5? Este legea fixării. Legea numărul 5. Cât e ceasul? Trebuie să termin. Zici mie cât e ceasul, că nu văd. 20. Opa, trebuie să termin. Legea numărul 5. Mă grăbesc. O idee acceptată de subconștient este păstrată până la înlocuirea cu altă idee. Aceasta este legea fixării. Atenție! Cu cât se păstrează,
mai mult timp o idee, cu atât mai mare va fi opoziția la înlocuirea cu alta. Cu alte cuvinte, de cât timp ai tu niște programe, poate din copilărie implementate acolo, cu atât mai dificil și cu atât mai multă muncă îți trebuie ca tu să înlocuiești acel program. Noi în Manifestă Buna Ta Stare avem niște chei, niște chei, niște chei, niște chei și intrăm direct acolo și schimbăm ca să nu mai fie atât de multă opoziție. Bineînțeles că vrei, trebuie să vrei asta, dacă nu vrei tu. Aici îți dau un secret, un secret. De aceea te opui tu, atenție la secretul pe care ți-l zic acum, de aceea te opui tu să vii la MBTS, la Manifestă Buna Ta Stare. Hai să spun de ce te opui deja să vii la Manifestă Buna Ta Stare. Pentru că ai de mult timp anumite idei care te împiedică să faci asta, adică să vii la Manifestă Buna Ta Stare. Opoziția ideilor, da, pe care le ai te îndepărtează de acest workshop. Deși tu ești prezent aici, în mintea ta, da, încă rulează aceste idei. Cum că nu am bani, adică nu merită. Nu am timp, nu merită. Două zile, e prea mult. Poate că nu, să văd ce o să fac, mai vedem până atunci. Dacă n-am altceva de făcut, știi tu, pot și singur, lasă că pot eu și singur să fac asta. Mai încolo, amânarea, mai încolo, lasă că vin la următorul. Asta este indecizia, amânarea. Am suficient, nu-mi trebuie mie mai mult, am bună stare, da? Am ce mânca, am unde dormi, chestii de genul ăsta. Lipsă de încredere, vinovăție, astea toate sunt în spatele lui am suficient. Nu cred că e pentru mine, autosabotaj, autosubestimare și tot felul de lucruri de genul ăsta. Obiceiurile se formează prin aceste tipare de gândire și acțiune, prin cimentarea, fixarea acestor idei, bune sau rele. Tu ai aceste idei, da? Schimb gândul, schimb acțiunea. Ar fi cazul să schimb gândul și să spui vreau, pot și merg la Manifestă Buna Ta Stare. Băi nene, spune că nu te costă nimic. Spune, merg la Manifestă Buna Ta Stare. Vreau la workshop. Spune, vreau la workshop. Și merg la workshop în 3-4 septembrie. Autohimnoza, autosugestia te ajută să schimbi aceste idei fixe. Fobii, greutate, vicii, comportamente și așa mai departe. Concluzie, la Manifestă Buna Ta Stare, la workshop, fixăm ideile bune pentru buna ta stare, ca tu să manifesti buna ta stare. Legea numărul 6, legea inducției. Orice emoție care persistă determină un simptom care tinde să provoace schimbări organice. Orice emoție care persistă determină un simptom care tinde să provoace schimbări organice. Cu alte cuvinte, răspund la întrebare. A întrebat cineva, faceți workshop-ul și online? Da, facem workshop-ul în sală în București și îl transmitem online pentru oricine din lume. Îl facem în sală și transmitem online peste tot în lume. Tatiana, bine ai venit la workshop. Vreau la workshop. Bravo! Peste 70% din afecțiuni sunt funcționale. Oamenii de știință au determinat. Peste 70% din afecțiuni sunt funcționale. Adică au cauze psihosomatice. Adică e de la glagorie, frate, de la minte, de la creier. Nu orice durere temporară vine de acolo. Suntem o minte într-un corp. Nu putem separa cele două elemente, mintea și corpul. Da? Se influențează unul pe celălalt. Corpul, mintea, mintea, corpul, corpul, mintea, mintea, corpul. Cristina Popescu, vreau la workshop. Bine ai venit la workshop. Gândul plus emoția persistentă duce la simptom care duce la disfuncție. Pe de altă parte, gândul plus emoția persistentă de alt tip duce la simptom și duce la funcție, adică la reglarea funcțiilor, da? Fizic, material, relațional, mental, spiritual, emoțional, tu poți să-ți reglezi totul cu gândul și emoția potrivită. Concluzia. Workshop-ul Manifestă Buna Ta Stare este despre inducția a ceva bun. Legea numărul șapte. Legea continuității a sugestiei compuse. Cu fiecare sugestie, idee fixată, acceptată, se slăbește opoziția
cu pentru următoarele sugestii, idei ce vor veni. Adică cu fiecare, și noi cum facem exerciții dacă se lucrează în perechi? Păi ne-am ocupat de asta. De 2 ani jumate facem în camere Zoom. Se numește camere Zoom. Se face în perechi, în triplechi, în patruplechi, adică și în 3, și în 4, și în 5, o să lucrăm în camere. Da? Avem tot ce trebuie, nu vă faceți griji. Cei din sală o să lucreze în grupuri în sală, iar cei din online o să lucreze în camere Zoom, în grupuri în camere Zoom. Mai bine zi, mai bine zi că vii la workshop, Gabriela Noghi. Bun, scrie acolo că tu de fapt în momentul ăsta scriezi un proiect mental și zici vreau la workshop, vin la workshop. Repet, cu fiecare sugestie, idee fixată, acceptată, se slăbește opoziția pentru următoarele sugestii, idei ce vor veni. Cu alte cuvinte, cu orice sugestie implementată, tu pregătești următoarea sugestie. Îi ușurezi implementarea următoarei sugestii. Un tipar mental este cu atât mai puternic, cu cât durează de mai multă vreme și este tot mai ușor de urmat și mai greu de înlăturat. Deci, vin, vreau, bravo Elena Ioan, felicitări! Bine ai venit! Atenție! Fiecare sugestie deschide calea altei sugestii și îi ușurează fixarea. Recomandarea este sugestii simple la început. De aceea facem noi în meditații noastre gratuite sugestii simple. Săptămână de săptămână, zi de zi, dimineața la Balcovita, seara la meditații. Facem sugestii simple, simple, simple. De ce? Pentru că te pregătește pentru sugestii mai complexe și ești pregătit. Radu Ducu, vreau la workshop. Mulțumesc, bine ai venit. Legea numărul 8. Legea numărul 8. Fiți atenți cum îi zice lui asta și ultima. Legea binișorului. Auziți? Legea binișorului. Cu cât te străduiești mai tare, cu atât mai puțin se întâmplă. Asta e pe dos. Cu cât te străduiești mai tare, cu atât mai puțin se întâmplă. Și gândește-te la vreau să adorm. Gabriela Pricop, vreau la workshop. Bine ai venit. Somnul, cu greutatea, cu banii, cu relațiile, cu obiceiurile, cu fumatul, cu mâncatul, cu toate. Cu cât mai tare te străduiești, cu atât mai dificil se întâmplă. De ce? Pentru că ia-o cu binișorul este strategia perfectă pentru subconștient. Subconștientul tău nu poate fi convins. De fapt, poate fi convins, dar nu poate fi forțat. Subconștientul tău nu poate fi forțat. El poate fi convins și dacă îl iei cu binișorul, el o să facă ceea ce tu îi spui. Deci ocupă-te de autohimnoză, de autosugestie. Lasă-te sugestionat, lasă-te condus în regresii, lasă-te condus în hipnoză, lasă-te condus în progresii, în exerciții special construite. Și lasă lucrurile să se petreacă în loc să încerci să le faci tu să se petreacă. Lasă-le, dă-le loc, implementează-le și lasă-le. Precum pui o sămânță în pământ și o lași, o lași. Tu ai doar grijă ca ea să aibă tot ce-i trebuie. Puterea voinței nu funcționează. Doar temporar. Doar temporar. Vechiul program va ieși din nou la lucru și va funcționa după ce tu îl acoperi puțin cu, îl bagi într-un sertar acolo. Asta e cu voința. E, subconștientul poate fi convins, dar nu poate fi forțat. Și concluzia este că pas cu pas, lege cu lege, exercițiu cu exercițiu, la manifestă buna ta stare, o luăm cu binișorul pentru buna ta stare. Vom introduce în cele 8 lecții din Testează bunăstarea, 15-22 august, exerciții respectând aceste legi pe care noi le-am spus aici. Și mai am o singură frază, vreau să închei acum spunându-vă, recapitulând cele 8 lecții, cele 8 legi. Legea numărul 1, legea acțiunii și reacțiunii, a cauzei și a efectului. Gândurile tale afectează toate funcțiile corpului tău. Legea așteptărilor, a doua lege. Creierul și sistemul nervos răspund la limbajul minții, imaginile. Da? Creează-ți o așteptare mentală pozitivă. Legea numărul 3, legea conflictului, imaginația e mai puternică decât logica. Legea numărul 4, legea singularității sau opoziției. Ideile opuse nu pot exista, coexista în același moment, subconștientul e mai puternic decât conștientul. Legea numărul 5, legea fixării. O idee acceptată e păstrată până la înlocuirea ei cu altă idee și cu cât mai mult timp stă o idee, cu atât e mai dificil de,
de implementat. Deci când vom implementa în workshop, când vom implementa aceste idei, noi vom face follow-up. Pentru absolvenți am creat un grup în care în grupul ăla în permanență ținem legătura și fixăm aceste idei, da? Ca ele să fie greu de dezrădăcinat, așa cum sunt cele de nebunăstare în momentul ăsta, să fie cele de bunăstare. Legea numărul 6, orice emoție care persistă determină un simptom care tinde să provoace schimbări organice. Cu alte cuvinte, nu putem separa mintea de corp și învățăm să funcționăm cu gânduri și cu emoții persistente. Da? Legea numărul 7, legea continuității a sugestiei compuse, o luăm, implementăm sugestii treptat, astfel încât să ajungem să fixăm și să fim deschiși la sugestii pentru a crea buna stare. Legea binișorului, ultima lege, numărul 8, cu cât te străduiești mai tare, cu atât mai puțin se întâmplă. Și îi place cu binișorul subconștientului pentru că el nu poate fi forțat, ci doar ajutat. Da? Ok, convins. Cu asta am terminat. Vă reamintesc să recomandați oameni și să le spuneți cine i-a recomandat, dar spuneți-le că vreți să intrați în grup. Grupul testează bunăstarea. Va avea 8 zile cu program flexibil între 15 și 22 august. Exerciții de o mare valoare, gratuit, doar în acel grup, doar pentru membrii. Și de săptămâna viitoare începe prima meditație, antrenament. Cereți accesul pe testează bunăstarea. Sensul nu este să înscrieți pe oameni acolo. Sensul este să-i trimiteți la aceste lecții și ei să vă ceară să meargă în testează bunăstarea. Se înțelege? Pasul 1, înscrieți-i în grupul ăsta din ce în ce mai bine să vadă aceste lecții. Sunt 4 până acum, mai avem încă 2 săptămâna viitoare și apoi ei să ceară testează bunăstarea, să scrie că sunt din partea voastră și acolo începem de săptămâna viitoare cu meditația, antrenament complet gratuită pentru a te pregăti pentru exercițiile de bunăstare. Și doar pentru cei din testează bunăstarea, cadouri și promoții pentru voi. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet, sper că a fost valoroasă această lecție, lecția numărul 4, legile programării mentale. Vă rog să lăsați comentarii aici ce v-a plăcut cel mai mult, pentru ce mulțumiți, mulțumesc Cristi și Anca și eu îți mulțumesc Mariana, dar pentru ce? Mulțumesc pentru dedicare, mulțumesc pentru devotament, mulțumesc pentru informații, mulțumesc că mă simt mai bine, mulțumesc că n-am avut ce să fac și bine că v-am găsit pe voi. Da? Lecțiile sunt înregistrate aici în grup, rămân aici în grup înregistrate. Vă mulțumesc din suflet și scrieți, vreau la workshop și eu vă trimit link-ul cu workshop-ul unde să vă înregistrați. Este și o promoție colosală la acest workshop. Vă îmbrățișez, ne revedem săptămâna viitoare, marți, cu Mrs. Class, cu Anca Jugănaru. Marți și joi, Mr. Class. Până atunci, pace în suflete și o să fie și pe pământ. Vă rog să fiți fericiți ca să facem lumea un loc mai bun pentru viață. Vă mulțumesc din suflet. Din ce în ce mai bine.